frați și surori. Pastorii și bătrânii nu se dau înapoi de la nimic în a nega, judeca și condamna pe Dumnezeu atotputernic ca să-și apere venitul. E adevărat. Asta arată natura lor satanică. Ei urăsc adevărul și pe Dumnezeu. Da. Ei sunt fariseii fățarnici ai zilelor noastre. Așa e. Ei sunt antihriștii care îl neagă pe Dumnezeul întrupat. Amin. Acesta e un lucru pe care îl înțelegem toți. Da, slavă lui da. Dumnezeu. Totuși, mulți frați îi venerează pe pastorii și bătrânii în in inima lor. Ei nu înțeleg de ce, deși pastorii și bătrânii tălmăcesc adesea Biblia și o slăvesc. Ei tot urăsc adevărul și se opun și îl condamnă pe Dumnezeu, tot puternic întrupat. Da, da. Tălmăcirea și slăvirea Bibliei, e oare același lucru cu mărturisirea și preamărirea Domnului? Majoritatea oamenilor nu înțelege această chestiune. Fraților, mai vorbiți-ne despre asta, vă rugăm. Te rog să bine. ne vorbești despre bine. asta. Frați și surori, o atmosferă se dezvoltă deja în comunitatea religioasă. Cei ce pot tălmăci Biblia cel mai bine, cei ce au cea mai bună teorie biblică, sunt lăudați și venerați pe scară largă. Oamenii ce pot tălmăci misterele Bibliei și profețiile, sunt cei mai venerați. Amin. De aceea, mulți oameni venerează pe pastori și pe bătrâni în biserică. Ei văd tălmăcirea și cinstirea Bibliei ca mărturisirea și preamărirea Domnului. Când văd că pastorii și bătrânii se opun și condamnă lucrarea lui Dumnezeu tot puternic în zilele de pe urmă, majoritatea se simt contrariați și confuzi. Pe de altă parte, ei cred că dacă pastorii și bătrânii tălmăcesc și cinstesc Biblia, înseamnă că îl mărturisesc pe Domnul. Asta se întâmplă. Pe de altă parte, tot ce exprimă Dumnezeu atotputernic este adevărat. Dar atunci de ce pastorii și bătrânii se opun și îl condamnă? Îl condamnă ei oare pe Dumnezeu atotputernic pentru că numele său nu e Domnul Isus? Tot ce exprimă Dumnezeu atotputernic este adevărat, deci nu ar trebui condamnat. Cum poți spune? Da, poate să spun asta. Dar atunci, de ce pastorii și bătrânii se opun fanatic și îl condamnă pe Dumnezeu tot puternic care exprimă adevărul? Mulți oameni nu înțeleg asta. Da, care cauza? De ce? De fapt, asta nu e chiar așa de greu de explicat. Dacă vă gândiți la vremea când Domnul Isus a venit să-și facă lucrarea, oare mari preoți, cărturarii și farisei nu l-au condamnat și s-au împotrivit Domnului Isus în același fel? Nu l-au răstignit ei pe Domnul Isus pe cruce? Da. Oare nu au făcut iasta pentru că numele lui nu era Mesia? Oare nu au făcut ei asta pentru că el exprima multe adevăruri? Au văzut că vorbele Domnului Isus aveau autoritate și putere, că putea revela lucruri miraculoase. Au văzut că mii de oameni îl urmau. Asta a șocat toată Iudeea. Dacă îi permiteau Domnului Isus să-și răspundească lucrarea, iudaismul ar fi fost sigur răsturnat. Consecințele pentru iudaism ar fi fost inimaginabile. Da. De aceea au dezvoltat ură față de Domnul Isus și dorința să-l ucidă. Așa a ajuns Domnul Isus să fie răstignit de ei pe cruce. Farisei au fost prea josnici. În acea vreme, Oare mari preoți, cărturarii și farisei. nu tălmăceau ei și cinsteau Biblia? Așa e. Atunci de ce l-au răstignit pe Domnul Iisus pe cruce? Mai simplu spus, nu era oare pentru că fariseii urau adevărul și lucrarea Lui Dumnezeu ca să-și protejeze poziția și venitul? Erau fără milă și răi față de Dumnezeul adevărului. Erau dispuși să facă orice faptă rea, pentru a-i se împotrivi lui Dumnezeu. E adevărat. Da. Nu e greu să vezi că adevărata natura a marilor preoți, cărturari și farisei este o ură față de adevăr și împotrivire față de Dumnezeu. Da, e adevărat. Tălmăceau și cinsteau Biblia pentru propria poziție și venit. Ei erau plini de ură pentru Dumnezeu și adevăr. Da. Atunci când Domnul Iisus a exprimat adevărul și și-a făcut lucrarea, adevărata lor natură, ură față de adevăr și împotrivirea Lui Dumnezeu a fost demascată. După cum se vede, dacă oamenii se pot împotrivi sau nu Lui Dumnezeu, nu e legat de cum tălmăcesc Biblia, ci e legat de natura lor. Pentru cei care urăsc adevărul și se împotrivesc Lui Dumnezeu, indiferent de cât de bine tălmăcesc Biblia, Ura lor interioară față de adevăr și împotrivirea față de Dumnezeu nu se pot schimba. Așa e. Mm. N-au folosit fariseii interpretarea dată Bibliei pentru a-l condamna și a-i se împotrivi Domnului Isus? Asta e ceva ce Dumnezeu a arătat de mult prin lucrarea sa. Chiar nu vedem deja? Acum putem vedea clar adevărata lor natură: ei sau împotrivit lui Dumnezeu. Frați și surori, fariseii. Pastorii și bătrânii tălmăcesc și cinstesc Biblia. Cum se pot încă împotrivi și-L condamna pe Dumnezeu întrupat? Trebuie să mai înțelegem un adevăr. Biblia e doar o mărturie a Lui Dumnezeu. E o consemnare a lucrării Lui Dumnezeu în epoca legii și în epoca Harului. Dumnezeu exprimă adevărul treptat în fiecare etapă a lucrării sale. Oamenii găsesc în cuvintele sale firea Sa și tot ce El are și este. Când oamenii trăiesc o etapă a lucrării Lui Dumnezeu, înțeleg o parte din adevăr și află mai mult despre El. În cele trei etape ale lucrării din planul Său de conducere, Dumnezeu își dezvăluie treptat firea Sa inerentă, tot ce are El și ce este El. Da. 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 Exact. În epoca împărăției, Dumnezeu dezvăluie complet firea Sa dreaptă și inerentă, a tot puternicia și înțelepciunea sa, autoritatea și slava sa. Da. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu din lucrarea sa, din epoca legii și din epoca harului, e o cunoaștere limitată a lui Dumnezeu. E ca în epoca legii, când credincioșii recunoșteau existența reală a lui Dumnezeu și faptele înțelepte prin lucrarea Lui Dumnezeu Iahve. Ei au aflat că legile Lui Dumnezeu Jehova nu puteau fi încălcate. În epoca Harului, când credincioșii au văzut lucrarea Domnului Isus, au știut că El era Mântuitorul omenirii, Dumnezeul îndurător și milos. Totuși, nu au înțeles natura Lui Dumnezeu sau firea Sa dreaptă și inerentă. Da. 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 N-au reușit să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. De aceea, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu doar din lucrarea și cuvintele sale, din epoca legii și epoca harului, îl cunoaștem pe Dumnezeu doar în parte. Vom cunoaște doar o parte a firii sale și aceea ce este el. Nu putem ajunge la cunoașterea de plină a lui Dumnezeu. Mm -hmm. Da. Frați și surori, când cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu interpretează Biblia, e foarte probabil să-L definească și să-I se împotrivească. E adevărat asta? Da. Exact. Da. Nu pe Dumnezeu, i se poate Totuși, mari preoți, evrei, cărturarii și fariseii, nu numai că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dar mai important, aveau natură satanică, urau adevărul și se împotriveau Lui Dumnezeu. Acesta a fost defectul lor fatal. Da. Dacă inimile lor ar fi fost bune, nu le răstigneau pe Domnul Isus cel plin de iubire, mântuitorul omenirii, chiar dacă nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu? Da. Acum putem să vedem clar că Dumnezeu nu a avut loc în inimile fariseilor. Poziția și venitul le erau cele mai importante. De aceea, când lucrarea lui Dumnezeu le amenința poziția și sursa de venit, ei l-au tratat pe Dumnezeu ca pe un vrășmaș și l-au ucis după cum vedeți, inimile, natura și esența lor erau atât de toxice. Așa e. Nu-i de mirare că Dumnezeu a spus că sunt pui de năpârci. Într-adevăr, erau prea da? veninoși. Da. Deși liderii comunității religioase nu-L cunosc pe Dumnezeu, totuși cei ce-L condamnă și îi se opun lui Dumnezeu vor fi arătați ca antihriști. Amin. Da, adevărat. Bineînțeles. Unii lideri religioși au propriile concepții despre lucrarea lui Dumnezeu. Dar inima lor temătoare de Dumnezeu îi împiedică să-l condamne sau să-i se opună verbal lui Dumnezeu. E adevărat. Spre exemplu, atunci când Domnul Isus și-a făcut lucrarea, Gamaliel, un învățător al legii, nu l-a condamnat pe Domnul Isus. Da, Gamaliel nu l-a condamnat pe Domnul Isus. Nicodim a știut să caute adevărul în Domnul Isus pe înserat. Toate sunt fapte scrise în Biblie. Ar trebui să căutăm adevărul. După cum se vede, dacă oamenii cred în Dumnezeu, dar nu-l cunosc, sau nu se tem de Dumnezeu, atunci când îi slujesc, se poate să i se și opună. Așa e. e. Dacă oameni cu un caracter ce urăște adevărul și o inimă otrăvită devin lideri religioși, mai devreme sau mai târziu vor fi arătați ca antihriști. E un lucru pe care nimeni nu-l poate nega. Așa e. Acum, vă este totul clar? Da, da, da. exact. Da. Acum văd asta da. clar. Da, da. oamenii da. cu inimă otrăvite care devin pastori sunt antihriști. Atunci, Domnul Isus i-a demascat și blestemat pe fățarnicii farisei. În zilele de pe urmă, Dumnezeu a tot puternic, a demascat, judecat și condamnat pastori și bătrâni antihristici. Ce amăgesc cu propria interpretare a Bibliei și împotrivirea față de Dumnezeu. Citim din Dumnezeu Atotputernic. Vă rog, deschideți la pagina 855: Dumnezeu Atotputernic spune: Cei care citesc Biblia în bisericile mari recită în fiecare zi, și totuși nimeni nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu. În plus, niciunul nu este după inima Lui Dumnezeu. Toți sunt oameni răi și netrebnici, fiecare înălțându-se să-L învețe pe Dumnezeu. Deși afișează numele Lui Dumnezeu, ei se împotrivesc intenționat. Deși își spun credincioșii ai Lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți acești oameni sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni care îi tulbură intenționat pe cei care încearcă să pășească pe calea cea dreaptă, și sunt obstacole în calea celor care îl caută pe Dumnezeu. Deși sunt din trup puternic, de unde să știe adepților că ei sunt antihriști? care fac omul să se împotrivească Lui Dumnezeu. De unde să știe ei că sunt diavolii vii care caută suflete pe care să le înghită? O astfel de persoană manifestă întotdeauna ostilitate față de noua lucrarea Lui Dumnezeu, nu arată nicio intenție să se supună și nu ascultă niciodată cu bucurie și nu se zmerește. El se înalță în fața altora și nu se supune nimănui. Înaintea lui Dumnezeu, el se consideră pe sine cel mai bun predicator al Cuvântului și cel mai abil în a lucra asupra altora. El nu renunță niciodată la comorie aflate deja în posesia sa, ci le tratează ca pe moșteniri de familie pentru a fi venerate, pentru a fi predicate altora și folosite pentru a ține prelegeri nebunilor care îl adoră. Ei cred că predicarea cuvântului, doctrinei, este îndatorirea lor supremă. An după an și generație după generație. Ei își fac datoria lor sfântă și sacră. Nimeni nu îndrăznește să se atingă de ei sau să-i mustre deschis. Ei devin rege în casa Lui Dumnezeu, acționând tiranic de-a lungul vremii. Acești demoni caută să se unească pentru a-mi distruge lucrarea. Cum să le permit acestor diavoli vii să existe înaintea mea? Amin! Amin. Cuvintele Domnului au atât autoritate. Da. Dumnezeu atotputernic puternic, dezvăluie clar aluatul pastorilor și bătrânilor. Ei tălmăcesc Biblia, dar îi se împotrivesc lui Dumnezeu. Da. da. Pastorii și bătrânii nu-L cunosc pe Dumnezeu. În schimb, îl explică și îi se opun. Mm -hmm. E valabil pentru cei ce îl condamnă și îl blasfemiază pe Dumnezeu atotputernic. Natura și esența lor sunt la fel cu cele ale fariseilor care l-au răstignit pe Domnul Isus pe cruce. Ei sunt oameni satanici și otrăvitori ce urăsc adevărul. Da. da. Toți sunt antihriști demascați de lucrarea lui Dumnezeu. Da. Ei sunt cei ce l-au răstignit iar pe Dumnezeu pe cruce. Toți sunt blestemați de Dumnezeu. Amin. 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 Pastorii și bătrânii sunt toți antihriști. Să fie blestemați de Dumnezeu. Slavă Domnului! Când explici așa, înțeleg. Pastorii și bătrânii pot tărmăci și cinsti Biblia, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa. Puteți vedea că natura lor e satanică și se împotrivesc lui Dumnezeu. Indiferent de cât de bine tălmăcesc sau cinstesc Biblia, ei amăgesc și îngrădesc oamenii pentru a-și salva sursa de venit. Așa e. Nu-l cinstesc sau măturisesc pe Dumnezeu. Amen. Căile lor de a se împotrivi lui Dumnezeu și de a amăgi oamenii sunt viclene. Da. da. Planul Partidului Comunist Chinez de a măgi oamenii e destul de evident. Dar pastorii și bătrânii amăgesc cu Biblia și nu e atât de ușor să-ți dai seama. În trecut, îi veneram și îi urmam. Dar după toți acești ani, nu am obținut niciun adevăr. Da. Acum știm că am fost înșelați. Și asta datorită mântuirii Lui Dumnezeu Atotputernic. Îi mulțumim Lui Dumnezeu Atotputernic din toată inima. Amin. Amin. Adevărat. Da. da. Frați și surori, Mărturisirea adevărată a Domnului și cinstirea lui nu se referă la cum oamenii interpretează Biblia. Cheia e dacă ei pot practica și experimenta cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu. Când oamenii iubesc adevărul, vor obține lumina Duhului Sfânt. Experiența și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Cunoașterea vine prin practicarea și experimentarea cuvintelor lui Dumnezeu. Este adevărata cunoașterea lui Dumnezeu. Comunicarea acestor experiențe și mărturii reale înseamnă să-L cinstești și să-L mărturisești pe Dumnezeu. Amin. Asta înseamnă să-L cinstești și să-L mărturisești pe Dumnezeu. Adevărata cunoașterea lui Dumnezeu, de care vorbesc cei ce-L cinstesc și-L mărturisesc, nu vine din concepția, imaginația sau logica lor, ori din interpretarea literară a cuvintelor lui Dumnezeu. Cei ce-L mărturisesc pe Dumnezeu se bazează pe comunicarea cuvintelor lui din Biblie, comunicându-i voia cerințele lui de la oameni, firea sa, tot ce are și ce este el. Lăsându-i pe oameni să înțeleagă voia și firea lui Dumnezeu și să-L cunoască cu adevărat. Amen. Așa pot oamenii să-L preamărească și să-I se supună lui Dumnezeu. Aceste interpretări și comunicări biblice despre cuvintele Lui sunt modul în care îl pot cinsti și mărturisi pe Dumnezeu. Amin! Amin. Amin. Da, da așa adevărat. este. Totuși, când pastorii și bătrânii tălmăcesc Biblia, pot ei comunica esența adevărului cuvintelor lui Dumnezeu? Pot ei comunica voia lui Dumnezeu? Pot ei mărturisi firea lui Dumnezeu? Pot să-i facă pe alții să-L cunoască, să-I se supună și să-L preamărească pe Dumnezeu? Așa e. În concluzie, pastori și bătrâni din comunitatea religioasă urăsc adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu. Asta e natura lor. Ei nu pun în practică cuvintele lui Dumnezeu și nu -i experimentează lucrarea. Ei nu înțeleg deloc voia sau cerințele lui. Într-adevăr. Și cu siguranță nu înțeleg firea sa, tot ce el are și ce este. De aceea, ei nu pot comunica nicio cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu și nu pot mărturisi substanța divină sau iubirea Domnului Așa? Isus. Așa e, e într-adevăr. Toate acestea sunt fapte. Da. Ei doar interpretează cunoașterea biblică și teoria teologică. Sau anumite povestiri din Biblie și trecutul istoric, pentru a-i face pe oameni să-i admire și să-i respecte. Da, asta fac pastorii și bătrânii. Nu numai asta. Dar de cele mai multe ori pastorii și bătrânii interpretează cuvintele omului ca ale lui Pavel din Biblie. Conform lui Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ei iau cuvintele Bibliei ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Da, acesta e adevărul. Asta a făcut ca toată comunitatea religioasă să ia cuvintele apostolilor drept cuvintele lui Dumnezeu și să ceară credincioșilor să le practice. Exact. Ei, Citează cuvintele apostolilor din ce în ce mai des când predică, împărtășesc sau mărturisesc, dar îi citează din ce în ce mai rar pe Dumnezeu și Domnul Isus. Rezultatul final e că au fost înlocuite și anulate toate cuvintele lui Dumnezeu și ale Domnului Isus din Biblie. Locul Domnului Isus în inimile oamenilor scade continuu, în timp ce locul lui Pavel și al altora continuă să crească în inimile lor. De aceea, cuvintele lui Pavel și ale altor oameni din Biblie au câștigat inimile oamenilor. Da. Oamenii cred în Domnul Isus doar cu numele. Dar în realitate, ei fac ce zic cuvintele oamenilor din Biblie, cum ar fi cuvintele lui Pavel. Călătoresc pe propria cale a credinței în Dumnezeu. Da. Așa e. Acesta e, desigur, adevărul. Cum pot ei să nu se rătăcească de la calea Domnului? Poate fi această slujire conform voii lui Dumnezeu? Da. da. Exemplu, Domnul Isus a spus, legat de intrarea în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu, care este în ceruri. Amin. Pastorii și bătrânii vorbesc despre mântuire și intrarea în împărăția cerurilor pe baza cuvintelor lui Pavel. Asta e o trădare de plină a cuvintelor Domnului Isus. Rezultă că majoritatea credincioșilor nu știu cum să facă voia lui Dumnezeu. Înțeleg și mai puțin ce fel de oameni pot intra în împărăția cerurilor. Oamenii folosesc cuvintele lui Pavel drept moto. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă o cunună a dreptății. Pastorii și bătrânii învață pe alții că atâta timp cât trudesc pentru Domnul, cum a făcut Pavel și dură suferința, pot intra în împărăția cerurilor. Ei înlocuiesc cuvintele lui Dumnezeu cu cuvintele omului și îi duc pe oameni pe un drum greșit. Da, e foarte dăunător. Când interpretează Biblia așa, îl cinstesc și îl mărturisesc pe Dumnezeu, eu cred că se împotrivesc direct Domnului. Amin. Această chestiune e foarte gravă. Da. da. Pastorii religioși și bătrânii adesea substituie cuvintele Lui Dumnezeu cu cuvintele oamenilor din Biblie. Ar trebui să ne fie clare consecințele acestui lucru, nu? Da, da. da. Înțelegem asta. Adevărat. Ne aduc în fața oamenilor. Pastorii și bătrânii sunt escroși religioși. E adevărat. Frați și surori, să ne gândim la ceva. Cum pot mulți oameni crede în Domnul, ani de zile și totuși să nu-L cunoască? De ce nu trăiesc niciodată cu adevărat cuvintele Domnului? Cum pot cei ce cred astfel în Domnul să obțină vreodată adevărul sau viața? Nu e asta pentru că pastorii și bătrânii interpretează și mărturisesc neîncetat cuvintele oamenilor din Biblie? Și apoi îi îndeamnă pe adepții lor să urmeze aceste cuvinte. Amin. Chiar așa e. Îl pot ei cinsti sau mărturisi pe Domnul dacă interpretează Biblia așa? Da, nu pot. Cum poate fi această slujire conform voii lui Dumnezeu? Nu sunt cu nimic diferiți de fariseii fățarnici. Ambii călătoresc pe calea slujirii lui Dumnezeu împotrivindu-i se în același timp. Amin. Are logică. În zilele de pe urmă, când Dumnezeu întropat apare și își face lucrarea, ei încep să se opună fără scrupule și să condamne lucrarea lui Dumnezeu, care dă pe față natura lor satanică ascunsă. Ei urăsc adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu. În final, vor fi blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Amin. Da, asta e pedepsa lor dreaptă. Aceasta e dreptatea Dumnezeu amin. a tot puternic spune. Uitați-vă la liderii fiecarei confesiuni. Toți sunt aroganți și ipocriți, și interpretează Biblia scoasă din context și conform propriei lor imaginații. Toți se bazează pe daruri și erudiție pentru a-și face lucrarea. Dacă ar fi incapabili să predice ceva, iar mai urma acei oameni, în final ei dețin o anumită învățătură și pot vorbi puțin despre doctrină. Sau știu cum să-i câștige pe alții și cum să folosească unele artificii prin care i-au adus pe oameni înaintea lor și i-au înșelat? Oficial, acei oameni cred în Dumnezeu, dar în realitate ei își urmează liderii. Dacă i-ar întâlni pe cei care predică adevărata cale, unii dintre ei ar spune: Trebuie să-l consultăm în legătură cu credința noastră în Dumnezeu. Vedeți cum au nevoie de aprobarea cuiva pentru a crede? Nu este aceasta o problemă? Ba da. De ce trebuie să Ce au devenit acești lideri atunci? Nu au devenit ei oare farisei? Păstori falși? Antihriști? Și obstacole împiedicându-i pe oameni să accepte calea cea adevărată? Amin. Amin. Pastorii chiar sunt obstacole pentru noi cei ce acceptăm calea adevărată. Da, sunt prea răi. Dumnezeu atotputernic a arătat clar esența împotrivitoare a lui Dumnezeu a pastorilor și bătrânilor. Adevărații credincioși, căutători ai adevărului, ar trebui să înțeleagă. Pastorii religioși și bătrânii citează Biblia, scoțând-o din context și o interpretează împotrivindu-se lui Dumnezeu. Amin. Astfel, vom putea să scăpăm de înșelăciunea și controlul lor și să venim înaintea tronului lui Dumnezeu. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa e. Cu toate că pastorii și bătrânii tălmăcesc Biblia, nu vorbesc despre experiența și mărturia în practicarea cuvintelor Domnului. Nu in îndrumă pe credincioși să practice cuvintele Domnului, să se supună poruncilor lui. Și asta se aplică la primirea întoarcerii Domnului. Chiar și atunci, ei interpretează Biblia total greșit. Ei îl definesc la întâmplare și îl judecă pe Dumnezeu. Și împrăștie tot felul de minciuni ca să ne măgească și să ne controleze. Ne împiedică să aflăm lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Cum îl cinstesc și îl mărturisesc ei pe Domnul? Adevărat, așa așa e. Își creează o împărăție independentă ca vrășmașa lui Dumnezeu. Așa e, Inimile lor sunt prea otrăvite. Chiar sunt pui de năpârci. Sunt demoni care devorează suflete. Într-adevăr, așa e. Da. Frați și surori, lucrarea lui Dumnezeu puternic, din zilele de pe urmă, i-a demascat pe acești pastori și bătrâni, acești demon antihristi. Altfel, nimeni nu va putea vedea că modul în care cinstesc și interpretează Biblia e, de fapt, viclenia de a măgi și controla oamenii. Și nimeni nu ar putea vedea adevărul, că ei își stabilesc propria împărăție independentă. Adevărat, bă, așa e. La acea vreme, fariseii. Cinsteau Biblia și o mărturiseau, dar limitau pe Dumnezeu în cadrul Bibliei. Ei nu căutau niciodată adevărul și nici urmele pașilor lui Dumnezeu. Rezultatul a fost răstignirea Domnului Isus pe cruce, după refuzul său de a urma Vechiul Testament. Au comis un păcat foarte grav. Corect, da. Pastorii și bătrânii din zilele de pe urmă sunt la fel cum erau fariseii. Ei cinstesc și mărturisesc Biblia. Ei îl definesc pe Dumnezeu în cadrul Bibliei. Ei spun și aberații. Niciunul din cuvintele și lucrările lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei. A crede în Biblie înseamnă a crede în Dumnezeu. Biblia înseamnă Dumnezeu. Dacă părăsești Biblia, nu mai crezi în Dumnezeu. Ei folosesc aceste vorbe ca oamenii să creadă și să venereze Biblia. Ei tratează Biblia ca și cum ar fi Dumnezeu. Ei îl înlocuiesc pe Dumnezeu cu Biblia. Exact asta se întâmplă. Pastorii și bătrânii folosesc aceste metode secrete și viclene pentru a fura oamenii de la Dumnezeu și a-i aduce înaintea Bibliei. Asta îi face să-și piardă inconștient relația cu Dumnezeu. Cei care odată credeau în Dumnezeu, acum cred în Biblie. Biblia devine Domnul în inimile lor, Dumnezeu în inimile lor. De aceea, credința lor oarbă și adorarea Bibliei. Ei face să se închine și să-i urmeze pe învățații biblici, pastorii și bătrânii. Cât despre pastori și bătrâni, folosesc Biblia ca un instrument de control al vieții religioase și pentru a-și atinge propriile ambiții. Ei cinstesc Biblia și o interpretează scoasă din context pentru a înșela, ai prinde în cursă și ai controla pe oameni. Ei conduc inconștient oamenii pe calea închinării la oameni, a urmării oamenilor, împotrivirii și vrășmășii față de Dumnezeu. E Ei o iau pe o cale greșită. Ei rău? sunt escrocii religioși. Da, scroceri. Sunt sigur. prea otrăvitoare. Ei fac pe oameni să creadă că închinarea la Biblie și respectarea Bibliei înseamnă să crezi în Dumnezeu și să fii în prezența Lui Dumnezeu. De aceea, acești oameni nu caută și nu studiază lucrarea Lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Da. Și ratează ultima șansă la mântuire. Acesta e planul cel mai viclean și perfid al satanei. Da, sunt prea răi. Ce, părere Ce părere sunt prea jos. De aceea, putem să vedem că pastorii și bătrânii din comunitatea religioasă sunt un grup de adevărați farisei și excroci. Amin. Sunt pastori falși și antihriști și îi amăgesc pe credincioși. Amin. Comunitatea religioasă e controlată de un grup de demoni antihristici ce sunt împotriva Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și mai poate face lucrare aici. Da. A devenit o tabără satanică care și-L face vrășmaș pe Dumnezeu a devenit marele Babilon de demult. Amin. Cum ar putea Babilonul religios să nu cadă sub mânia lui Dumnezeu? Amin. Am nu putem rămâne în comunitatea religioasă, altfel vom fi pedepsiți. Frați și surori, am ascultat minciunile pastorilor și am citit Biblia ca și cum ar fi fost chiar cuvintele lui Dumnezeu. Da. Ne-am gândit că ascultarea lor va fi mai ușoară decât a cuvintelor lui Dumnezeu. E adevărat. Am fost păcăliți de pastori și bătrâni. Da? Da. Pastorii și bătrânii chiar ne-au făcut rău. Da. Nu e ăsta adevărul? Pastorii și bătrânii au mâncat și băut jertfele aduse de noi lui Dumnezeu. Ei folosesc Biblia pentru a ne înșela și controla. E adevărat. Ei doresc în special să ne facă să nu acceptăm calea cea adevărată când Dumnezeu atotputernic vine să-și facă lucrarea sa de judecată. Da. Ei vor să ne sugă sângele, să ne lase fără viață, vor să ne trăiască în iad. Da. Sunt prea răi. Adevărat, e Și nu se vor opri până când nu ne ucid! Da. Așa e! Da, n-am crezut niciodată că pastorii și bătrânii pe care îi respectăm au fost demoni răi care ne rănesc și ne mănâncă sufletele. Nu mai simplu gând, mă înspăimântă. Adevărat! Comunitatea religioasă chiar e condusă de demoni antichristici! Nu-i de mirare că Dumnezeu ne blesteamă. E adevărat! Nu numai că noi nu vom intra în împreția cerurilor. Dar vom fi pedepsiți și blestemați de Dumnezeu, pentru că pastorii și bătrânii ne-au amăgit să ne potrivim lui. E foarte periculos Se respinge pe pastori și bătrâni și să ne separăm de ei. Comunitatea religioasă se opune lui Dumnezeu și e de satana. Comunitatea religioasă de mult timp într-un ținut pustiu și în loc de tâlhari. Exact. Evident. Unde